Cremă pentru decorat, torturi, prăjituri, brioșe. Cremă cu unt și cu lapte condensat. Ne facem această formă. Această formă de stea. Uitați această formă. Aici avem această formă și vom face așa. Aici am această formă. Uitați. Și acum să facem așa. Formă rotundă și acum așa. Aici, cu această formă, o să facem din nou. Formă, facem. Uitați, așa. Cremă pentru torturi. Bună ziua! Eu sunt Camelia și astăzi facem cremă de unt cu lapte condensat, făcut în casă. Rețeta la lapte condensat am să o las în comentarii și o găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și la 200 de grame de lapte condensat vom avea nevoie de 500 de grame de unt. Vom bate untul spumă și apoi vom adăuga laptele condensat și să începem. Acum vom bate spumă untul. Vedeți, avem untul. Am bătut untul și acum vom adăuga laptele condensat. Ia uitați, crema, așa arată, vedeți? Acum o vom pune în poș, ia uitați ce bine arată. Nu facem această formă. Formă de stea. Ia uitați această formă. Aici avem această formă și vom face așa. Aici am această formă. Uitați. Și acum să facem așa. Această formă rotundă. Și acum
Așa. Aici, cu această formă, o să facem din nou. Formă, facem. Uitați, așa, cremă pentru tort.